Băi, dar poate nu e bine ce fac eu aici în circul ăsta prozum. Că poate îi las pe ăștia fără organizație, ești de bun, mor copiii de foame. Mor copiii de foame cu ei. Mor copiii de foame. Cât vă plătește ăsta, mă? Bă, dacă vă dă ăsta afară, vă plătesc eu cu ei. Îmi asum, gata, am zis. Mă rog, în altă ordine de idei, sunt Mil Studio și am mustață și perciunea la Elvis Presley. Nu trebuie să mă luați în... nu trebuie să mă luați în serios. Da. Astea sunt niște... un post public. Păi, decât vrem să ne punem la curent cu actuala scenă sexuală de e-sport. Să vedem circul cu aia, circ. Eu las de circ, nu mai poți să rămân. Suntem fierți pe circ. Bun, deci, deși va fi share-uită pe profilele Game Agents... uite mă, își dorește cu aia. Deci ăsta chiar își dorește. Păi, mâncați, ești plata mea, rău, pula pe noi. Oare, dacă, uite cu aia. Nu mai plătesc pe nimeni nimic. Asta își dorește cu aia, mai multă expunere. Deci acest stream din seara asta este sponsorizat de Alexander ăsta. Mi-a dat 300 de euro să-i fac problema publică. Are o problemă și noi trebuie să-i expunem public. Bun, așa, pentru ca cât mai mulți oameni din România să-i vadă. Păi presupun că câți bărbați avem pe live? 1600 de bărbați? Bun, 1600 de bărbați îl ajutăm și cum putem. Bun, deci, mai ales acum, am înțeles că el e doar o victimă. Suntem hăituiți. Deci suntem hăituiți. Ilie din Fântână și Sound de la a fost hăituit cu aia. Pe unde mergem suntem hăituiți cu aia. N-avem ce să facem. Bun. Așa. Nu am nimic decât respect și susținere pentru acest tânăr talent și el știe de ce. Mamă, ăsta chiar i-a trimis poze cu pula cu aia. Bă, cu aia, nu mai trimiteți poze cu pula la manager, mâncava și pula voastră, jucați cu aia, v-a angajat să jucați Counter cu aia, nu să le trimiteți poze cu pula pe Instagram, cu aia, sunteți nebun la cap, s-a îndrăgostit asta de pula lui Sound, ești nebun la cap, bun. Și astfel avem prima victimă, ceea ce înseamnă că avem nevoie de un predator. Predator! Cum pula mea să scrii predator cu aia, cu victimă și cu predator, mâncați-i și pula ta cu aia. Se joacă Counter pe echipă cu aia, mâncați-i și pula ta, te joci predator, ce ne jucăm, mâncați-i și pula ta aici cu aia, las la băiatul ăsta cu aia, e nebun la cap. Cu aia. Bun, deci avem un predator. Avansurile sexuale aluam de la Nexus către mine. Stai așa că deschisese mai multe în caz că închide ăsta tweet-ul. Bun, deci avem așa. 1, 2, 3, 4. Doamne, sper că n-a pus poză cu pula pe aici. Sau nu i-a trimis să am poze cu pula lui ăsta, că e jale după aia. Bun, deci avem așa. Începem așa. Hello! Vrei să... Stați așa. Care vocea lua? Ah, stai mă, că stați așa ca Anghe Trapper. Aici avem un fel următor. Hello! Hey! Vin la tine, I come with bad news în seara asta la tine, cu privire la jucătorul Sound. Știu deja că sunt Nostradamus, știu de 3 săptămâni de zile. Având în vedere că este o mișmutare sexuală de ultim minut, nu vor fi amenzi la rel. Mamă, deci acest anguț, acesta... Stați așa că asta e vocea mea. Acest anguț, organizatorul, managerul Rel, aici a curbat regulile de la Rel, care zice că dacă schimbi un jucător, pierzi 30% sau nu știu cât pierzi din price pool, ca să-i favorizeze pe ei, da? Să gen, să nu, nici măcar să nu se supere, știi? Adică tot pentru el. Bun. Așa, să continuăm. Sau ce? Sau, nu, stați așa un pic. Sau n-am înțeles bine cu aia. Sunt eu prost? Eu credeam că la asta se referă. Consider it's a last minute move regarding Rel 1B files in regards of pictures etc. Ce poze cu aia? Ce poze? Se amendează și la poze? Care-i treaba? N-au voie să posteze poze în alte tricouri sau ce? Că nu înțeleg. Doar cei care vor transferul pierd 30%. Așa e regula. A fost înainte de Rel? Bun. În celelalte vești proaste... cealaltă veste, another bad news, așa, cealaltă veste proastă este că Sound este interesat să joace la Nexus. Și ca un, nu știu ce înseamnă token of, ce înseamnă to, mă? De la ce vine to, prescurtarea? Așa? Stai așa. Sunt cu vocea lui ăsta la tu. Așa, și ca un token of appreciation, am zis să te informez. Iată că, dragule Anguț, eu credeam că astea sunt veștile tehnici de optimizare, FOT, turnament, da.
ci ca organizator de turneu am zis să te informez cu privire la treaba asta. Bun, eu credeam... Băiatul ăsta zice că el credea că asta era știrea din start. Bun, pentru că știu că el se duce la Nexus, din păcate el este tânăr. Sound, tu ești încă mic, mai ai multe de învățat. My young Padawan. Da, ai plecat de la maestru care morții lui era mai era maestru cu aia în afară de Yoda. Cum îl chema pe Samuel Jackson în Star Wars, mă, că nu mai știu. Ce maestru era? Ba, pula mea. Ai. Da, ai plecat de la maestru Obi-Wan și te-ai dus la maestru Yoda să te învețe masturbarea, să controlezi masturbarea din forță. My young Padawan. He is young and he has a much to learn. Mai am Padawan. Bun, deci, îți doamne 10 euro de la când zici la mulți ani. Păi, ai numele Rafael, ești nebun, a cap pe ziua lui Rafa azi, să-l pun la Rafa. Bun, așa, deci, știu că se duce la Nexus, din păcate el este tânăr și ne-a experimentat și abordarea a fost destul de proastă. Așa, bă, dar totul este ok, îți înțeleg nevoile sexuale, Anguț. Bun, managerul Nexus a întrebat, dacă el este, dacă a expirat contractul. Deci, managerul, mamă, ce-mi place când vorbește Anguț de el la persoana a treia. Deci, managerul Nexus a întrebat dacă este liber de contract și l-a zis da, out of contract. Uite, a explicat și pentru proști. Vedeți, bă, proștilor, coaie, bun. Bun. Așa, ca un locuitor, da, nu știu deja ce se întâmplă în Nexus, da, o să întreb diseară, ce știu, Ime s-a dus. Mamă, Ime s-a dus, coai? Dumnezeu să-l ierte pe Mihăiță, mucație și pula ta, bă, a fost un aimer de mic, bă, Mihăiță, bă, toată viața lui a tras mai pe cap, coai. Dar din păcate s-a dus, mă, ești nebun la cap. Mă, potoliți-vă dracu de papagalii dracu. Anguț aici din punct de vedere sexual, cu cuvintele lui, Imei e mort pentru mine. A plecat liber de contract la Gamer Legend. Imei e mort pentru mine. You dead to me, son? Bun, să continuăm. Așa, asta este un meci mai prost. Și că suge, situația suge, așa. Bun. Bun, nicio problemă, sunt obișnuit cu chestiuni de-astea, să fiu sincer. E de mult timp în treaba asta cu manageriatul de echipe de CS. Se vede, sincer, sunt niște decizii manageriale numărul 1 cu aia. Așa, să fiu sincer, de acum 3 luni știu că Sound va intra în Nexus. Cu aia. Cred că ar trebui să contactez pe băiatul ăsta să-mi zică și mie când o să scadă sau o să crească Bitcoin-ul, mâncație și pula ta. Eu când ziceam că o să știe să... Când zicea că știe că se duce la Nexus, credeam că știe și el de o săptămână, ceva cu aia, nu de 3 luni de zile. Bun. I-am spus prietenului meu, Sound îl va înlocui pe Semințe în Nexus curând, asta este 100%. Dar aș putea să mă înșel, poate Semințe nu pleacă... Poate Sound trebuia să se ducă la Nexus fiindcă era sortit. Coaie, ăsta citește în forță, coaie, eu când vă zic că citește în forță. Ang a zis, what the fuck? Și Nostradamus a zis, pot să văd viitorul. Coaie, deci eu în secunda asta când ziceam că poate să vadă viitorul. Deci luam frumos telefonul. Pe Instagram vorbeau, da? Pe Instagram luam frumos telefonul. Scoteam pula, îi trimiteam o poză. Și ziceam... Dar nu poți să vezi tu mie și pula, băi, nebunule la cap, care vezi tu viitorul. Vede mai pula pe Instagram, pe poze, ești nebun. El vede viitorul, mă, de 3 luni de zile, mă, nebunul ăsta la cap, ce aveți? Dar i-a arătat să-mi vadă și pula, băi, dacă tot vede și viitorul, să-mi vadă și pula, mă, ești nebun, ce aveți? Aici. Da, într-un fel este Semințe, este puțin ciudat pentru
anguț. Adică cred că nu se aștepta ca ăsta chiar să știe cine trebuie să plece de la Nexus. Cred că nu se aștepta să știe ăsta exact. I-a văzut pula lui sau cred că s-a săturat. Bă, aici nu e nicio dovadă. Bun. Deci da, cred că nu se aștepta nici anguț să vadă, să știe ăsta cine o să plece de la Nexus. Mă rog, în fine. Ei, dragilor, acum se trimit puli. Doamne, ăștia să nu aibă pulpă aici. Bun. Ang îmi dă următoarele mesaje. Haro, it's a me, Anguț, from Nexus, Romania. I come to you in pieces. La un X mi-a dat mesaj. Nu sunt sigur dacă este serios sau sal. Cu privire la ce te-ai abordat sexual, domnule Anguț, la un X? El a spus, și anume, citez, că el vrea să intre în Nexus și că a plecat de la Gamer Agents. Rolling on the floor laughing. Este troll, nu? L-am întrebat de 4 ani, de 4 ori dacă vorbește serios sau nu. Și el a spus că ar trebui să te abordezi pe tine sexual. Bun. Așa. Da, a venit cu o surpriză pe fața mea. Mi-a venit și mie ca o surpriză. Deci a fost surprinzător și pentru mine. La fel ca și pentru tine. Mama, a chem aici la Unix și pe Angus și pe managerul ăsta. Mă, că să-i spune la 16 ani. Îl ținem în cap femeilor, să dispui el. Bun. Așa că, dacă l-am vrut pe Sound, mi-a culpa, mi-a califa, l-am vrut. Dar, până la Unix nu l-a căutat, nu l-a întrebat nimeni nimic, mâncați și până, nimeni nimic. Și mi-a dat singur mesaj, este adevărat sau nu? Pentru că am vorbit cu BTN și i-a dat FNK mesaj. Pentru că am vorbit cu BTN și a spus că FNK i-a dat mesaj cu... Ce? Mamă, stai că n-am voce, mâncați și pula ta. Aia e, FNK trebuie să fie Ilie. BTN, ce faci, mă, bulangiule, furjucătorii? Vă ofticați că suntem prima echipă din România, mă, bulangiule, furjucătorii, mi-abordezi minorii sexual pe internet, cu aia să-i fur de la echipă, mâncați și pula ta. Bă, BTN, ești chiar bulangiu să moară, mamă! Bun. În orice caz, nu știu cât pe câți ne interesează, de aia termin odată, terminatule. Să-mi bag pula în toți morții și în toată familia ta care cauți atenție. Dacă nu te interesează, du-te și uite-te morții, mătii, la Conacu, că face o megle. Du-te și uite-te că e mai interesant, băga-mi și pula morții tăi care ai jumătate de creier. Bun. În orice caz, stai așa că nu l-a lăsat să termine. Deci, ca să fiu sincer, nu voi intra prea mult în detalii. Dacă voi vreți să luați pe la un X, presupun că trebuie să discutăm afaceri. Bun. Stai așa că am greșit camera. Bun. Anguț zice, trebuie să mă gândesc la treaba asta și ce vrei tu, ce înțelegi tu prin business? E, iată că stimabilul Sound a plecat pe gratis, dar în cazul ăsta avem un contract bine semnat. Ok, păi el are contract? Da, logic că are contract. La 16 ani de ce să nu aibă contract? Bun. Ok. Care este clauza de reziliere pentru el? Noi am cerut 20.000 de euro pentru la Unix. Ferească Dumnezeu, coaie, pe ce lume trăiesc, mâncați-i și pula ta, cred că băieții și nu știu cum arată 20.000 de euro, mâncați-i. Coaie, cred că ăsta, managerul ăsta, nu știe cum arată 20.000 de euro, mâncați-i și pula ta, de vrea pe un jucător de 16 ani, coaie, m-a luat-o asta aici, nebun. Puh.
Doamne, să mă ferească Dumnezeu de așa ceva, mâncați-i și pula ta! Coie, se transferă jucători care joacă fotbal pe gratis, mă, ești nebun? Se transferă Tamaș de la 10 echipe, n-a luat nimeni bani pe ele, ești nebun, și joacă în apărare, e creier! Bun! Așa cifre mici sunt în România, 350 de euro salariu, nu știu, bun. Să continuăm, așa. Anguț a zis că, lol, ok, am vorbit cu Launic și a zis, eu am un contract semnat cu Game Agents, dar nu am primit, nu, eu am semnat digital un contract cu Game Agents, dar nu am primit contractul semnat înapoi și avocatul a zis că nu este legal semnat din punct de vedere... deoarece nu a primit și el contractul înapoi. Da, într-adevăr, un contract trebuie semnat de ambele părți. Mă gândesc. Vocea sau un subscribe bun, așa. Dacă ce spune el aici este adevărat, asta înseamnă că nu este sub contract. Aha, aha. Bulangiule care furtu mie jucătorii. Deci vrei să o luăm pe această cale, a? Deci tu încerci cu mine, coaie, Nostradamus de Serbia, mâncați-i și pula ta. Tu încerci cu mine, mă, bulangiule, puguțule. Hai că o să vedem ce o să zică avocații mei, să vă contacteze sexual avocații mei, care n-are bani să plătească 5 jucători de cartă, dar el are avocații, el ești nebun. Dai în pula mea că am plătit la avocați, m-a luat minte, ești nebun, dar plânge, ești nebun. Ce să plătească asta coaie cu avocații? Bun, deci avocatul meu vă va contacta și va avea grijă de treaba asta. Hai că trebuie să mă să mă pun că e prea târziu și dacă mă pun prea târziu, mai vă viitorul mâine dimineață. Bun. Ok, dați-mi un mail-ul Axu, mă, nu mergi mai prost cu mail-ul ăsta lui Anguț, noapte pulă. Hei, hei, salut. Deci Launix mi-a confirmat că vrea să se ducă și mi-a spus că tu vrei să faci anunțul astăzi. Tu n-ar trebui să faci treaba asta până nu primești mesaj de la mine sau de la avocații mei ca să rezolvăm totul. Hello, I'm in surgery, I will talk to you later. Ia vezi că cineva și-a făcut... Ia vedeți că cineva și-a făcut extensie de pulă în țara românească. De la atâția jucători furați de la Game Agents, cred că și-a făcut extensie de pulă în țara românească. Mă rog, să sperăm că e bine, n-a fost nimic grav. Așa. Așa, salut! M-am întors cu o pulă de 30 de centimetri acum. Deci am verificat cu avocații mei și contractul este semnat în, în felul ăsta, adică... unilateral și este invalid, cum a fost și măsa lui Dumnezeu să o iarte. Așa, dacă avocații tăi doresc să mă contacteze sexual mai departe, ai timp până diseară și dacă, după care noi vom face anunțul. Bun! Deci să-i lăsăm pe Nexu să aibă tot în România, să avem un naș al scenei de e-sport din România. Mama, așa zice, nu l-am zis de acum încolo. Nașu Coaie, cum era Nașu Sandu, acum e Nașu Puguțu, mâncați-i și pula ta. Nașu Puguțu, Coaie, Godfather, Al Capone, Anguț, bă, murim de ris, bă, cu ăsta, bă, bă, Doamne, Coaie, nu mai retrădați pe cantarul ăsta, să moară frații mei. Mamă, mâncați-i și pula ta, avem reply-ul lui Anguț. My side of the story. Familia mea a scris și ăsta 2000 de cuvinte. Ang, șarpele eșportului, nu șarpele Coaie, e Godfather-ul Coaie. E Goatfather-ul Coaie. Goatfucker-ul. Aia morim de risc. Îl avem și pe Anguț aici, deci ăsta e reply-ul lui Anguț. Bine, smâncați-i și pula, Joy Naurel. Ime a fost transferat to Gamer Legion. De acolo a venit... De acolo a venit replica aia cu Ime is gone. Ime is dead to me son. Să nu punem iar muzica de mormânt așa. O situație în care nu vreau să zic nimic, bă, că mi-aș pula morții lui Game Legion. Așa. Pentru că nu s-a întâmplat nimic, nici nu pot să te super. Toată lumea este încă prieten cu Ime și toată lumea de la echipă l-a susținut puternic pe Ime în călătoria lui. Deci Ime, Ime s-a transformat de la My Young Padawan, dar a venit la Master Yoda și a fost antrenat de Master Windu. A fost antrenat de Master Windu BTN și acum a devenit un mic
Anakin Skywalker fucking plans o să se transforme în Darth Vader, bă, o să vă omoare pe toți. O să cadă Republica, Coaie, și revine Imperiul. Coaie, trebuie să facem ceva în situația lui Imei, Coaie, sunteți nebun la cap. Ce zici, mă, Mihăiță? Bun. Așa, deci să continuăm. Îmi cer 1000 de euro pentru off topic un pic. Era taxul, Coaie? Era taxul? Coaie, dar nu disperați că după ce Imei o să se transforme în Anakin Skywalker, o să tradeze, o să-și piardă o mână, o să se transforme în Darth Vader, copilul pe care o să-l aibă cu Padme Amidala, Claudia sau nu știu cum o chema, pe gagică sa, copilul ăla ne va elibera pe toți. Va reînvia calea Jedi-ului în România, Coaie. Va manipula masturbarea din forță și ne va reînvia scena de export din România, Coaie. Nu, Anghe Master Yoda. E. Și mai precis e Baby Yoda Anguț. Așa, bun. Gata, bun, să continuăm. Așa. Stai așa că bun. Să avem în vedere că Angus nu știa că voia să intre Nexus. Am avut doar o conversație prietenoasă înainte, în care i-am oferit niște sfaturi cum să-și piardă virginitatea la 16 ani, care erau total off-topic. V-am zis despre asta, i-a oferit sfaturi cu privire la virginitate. Aici dovada. Doamne, mâncați-i și pula ta, să nu fie pulpă live. De ce ai vrea să pleci de la ei? Deci după cum vedem, detectivul Computers, Anguț, s-a conversat sexual cu la un X pe WhatsApp. Acesta este un background de WhatsApp. Aveți în vedere treaba asta. Bun. După care l-am întrebat în mod special pe la Onyx dacă vrea să-și înceapă viața sexuală. Din moment ce credeam că GA este cea mai bună echipă de CS din România la ora aceea. Da? Da? Și serios, nu, la mulți oameni, nu ai voie să postezi conversații private fără acordul ambelor părți pe internet. De asta n-am postat tot nici eu, nu? Aha. Pentru că screenshot-urile dintre conversația mea privată cu, mă rog, Alex nu a fost urmărit, dar mă rog, nu s-a învalit, adică e ok, nu. Dar în mod normal, legal, nu ai voie să postezi niciodată conversațiile private online. Păi și ăla din Serbia, de ce posta conversații private? Așa, bun. Cu privire la subiectul ăsta, mai am o întrebare să spun. Cu privire la alea off-topic, poți să-mi oferi și mie sfaturile de cum să-mi încep viața sexuală? Cum mi-ai oferit lui la Onyx? Din păcate, consider că ai ajuns la o vârstă de ajunge matură, reușești să dobândești aceste caracteristici. Întinde și mie o mână, ajută-mă și pe mine, Anguț, te rog. Nu, dar nu vreau mult, doar acele sfaturi. Cum să-mi încep viața sexuală pe care i l-ai oferit lui la Onyx. Ah. Și de preferat cu femei, dar nu refuzăm, cai orice. Mm-hmm. Bun. Rezolvăm. Te pup, hai să continuăm. Dacă mai e ceva, mă întrerup, da? Să discutăm, să avem în vedere că atunci când la Onyx i-a zis lui Anguț că el are un oareși ce fel de contract cu Game Agents, Anguț fiind fair play, nu vrea să discute cu jucători sub contract. Că ei preiau legile astea, nu știu, poate sunt legile astea sunt și în fotbal. Poate sunt și în e-sport, nu sunt doar în fotbal, știi? Bun. Așa. După aceea am înțeles că nu au fost îndepliniți toți pașii legali pentru finalizarea contractului de către Game Agents. În așa fel, la Onyx nu era cu adevărat legat de Game Agents sub formă de contract. Somnușor, ne auzim în august. Ăsta cred că îl salvez. Ăsta îl salvez, somnușor, ne auzim în august. Și cred că o să o punem la o donație, la ceva. Datorită acestei dorințe...
nesaturată de creștere și de implicare în scena de sport din România, ca total, așa? Mamă, să moară frații mei, dar nu e poeta în gâta ce scrie, să moară mama, ești de bun? Deci, fiindcă își dorește să... Deoarece își dorește ca scena de e-sport din România să crească și să dezvolte, de asta a hotărât să investească în tânăr talent și să crească un viitor, ești nebun?